Nepăsarea, neimplicarea și interesele ascunse au transformat Voineasa într-o ruină. Fosta perlă a turismului românesc, stațiunea din Munții Lotrului, unde mama natură pare că și-a vărsat toate bogățiile, a fost furată bucată cu bucată și apoi părăsită. Sunt turiști pe aici? Nu, n-am ce să vadă. Ce să vedem? Dezastru de la COTS, de la stațiune. Locul vacilor. Locul vacilor aici? Păi da, nu vedeți ce e pe acolo. Păi da. În loc de turiști aveți vaci. La fel ca în alte 17 stațiuni din țară și în Voineasa, multe hoteluri, pensiuni, ori vile se aflau în stăpânirea UGSR-ului, adică Uniunea Generală a Sindicatelor din România, singura confederație existentă în statul comunist. Până în 89, aproape întreg turismul era deținut de acest mare sindicat. Sau, mai bine spus, de către români, pentru că lună de lună 7,5 milioane de oameni, membri de sindicat, cotizau cu 1% din veniturile lor către UGSR. La Revoluție se aflau în conturi 4,7 miliarde de lei și 2 milioane de dolari. Să nu mai vorbim de cele câteva sute de imobile adunate în peste 80 de ani de cotizații. Un patrimoniu imens de case de odihnă și tratament, cluburi sindicale, apartamente, garsoniere, baze sportive, case de cultură, vile și hoteluri, de care au profitat noile sindicate apărute după 90. În vidul legislativ de atunci, toate au pus mâna pe câte o bucată din colosul UGSR. Cinciuna am dat. Măcar le dădea la primărie. Făceau ceva. Noi pensionarii cerem bilete de tratament. Și nu avem unde să ne ducem. Stațiunea turistică de interes național Voineasa face parte din poveste. În afară de căsuțe, există aici 6 hoteluri și 14 vile cu parter și etaj. În total, aproape 2000 de locuri de cazare. Împreună cu Gabriel Năstăsescu, primarul locului, echipa de la Inspectorul Pro a vizitat cea mai rămas din stațiune. Acesta este Nutrișorul. Închis? Hotel. Da, închis, da. Avem complexul Brădișor în partea dreaptă. Închis. Închis, da. Hotelul Vidruța. Deschis sau închis? Toate sunt închise. În vremurile bune, aici lucrau peste 300 de angajați. Acum mai sunt 3, plătiți de sindicate ca să păzească locurile de câini și de vaci. Turiștii sunt o raritate. Aici a spart cineva. Multe saltele, una peste alta, niște uși, parcă niște rame de geamuri. Și într-o este pustiu. Să-l n-ai vedea grafițar, gardul de răsăt. Lasă-l ăsta, l-a rupt bradul când a căzut. Nu lua așa de aproape, mă nene. Lasă așa să nu se vadă toate căzăturile. Statutul juridic al stațiunii este următorul. Sindicatele dețin aproape toate casele de vacanță și hotelurile și susțin că au și terenul în concesiune în baza unei legi din 1975. Precizările vin de la Bogdan Hosu, președintele Confederației Cartel Alfa. Toate aceste baze turistice ale sindicatelor s-au făcut printr-un hotărâre de Consiliul de Ministri în care terenurile aferente s-au dat pe toată durata de existență a clădirii în folosință cu titlu gratuit. Primăriile nu vor să întabuleze acest lucru, încercând să facă din chestiunea terenului o mică afacere a primăriei. Primarul pretinde însă că această hotărâre de Consiliul de Ministri de acum 44 de ani a fost abrogată și că terenul aparține comunității locale, potrivit unei hotărâri de guvern din 2008. Drept urmare, sindicatele ar fi de vină pentru că stațiunea arată în halul acesta. După ce că nu au bani să investească în refacerea clădirilor, nici nu vor să le concesioneze. Preferă, atenție, să plătească pentru fiecare imobil, lăsat în paragină, un supraimpozit de 500%. Au de plată un impozit de 104.318 lei. Și noi nu ne putem gândi de ce ei plătesc 500% și nu vor să facă ceva. Inspectorul Pro a mai trecut pe la Voineasa acum 3 ani. Credeți că s-a schimbat ceva de atunci? Nimic. În stațiune? Nu, în stațiune n-ai ce să faci. Primarul susține că a încercat să acceseze fonduri europene în valoare de 5 milioane de euro pentru amenajarea zonei cu vile. Totul în speranța că, după ce primăria va investi în teren, sindicatele vor redeschide clădirile. Să faci un parc de duminică, în care să vină omul să-și facă un grătar, să stea cu copiii la joacă, să pună muzică. Nu deranjează pe nimeni aici. Asta a fost gândirea noastră. Nu deranjează pe nimeni că e tot închis. Da, că tot e închis, normal. Proiectul a fost însă respins. În așteptarea banilor europeni, nimeni n-a mai mișcat un deget. Întreaga zonă este în paracină. Așa că trebuie să ne facem loc aici, ne-ar trebui o macetă.
Dacă Voineasa ar funcționa la capacitate maximă, aici s-ar putea crea sute de locuri de muncă și implicit ar crește consumul și economia din zonă. Primarul habar nu are câți bani pierde an de an. N-am gândit-o niciodată să fac o estimare de asta, dar se poate face. Singura clădire funcțională din cele 20 ridicate pe vremea comunismului este hotelul Lotru. 24 de camere au fost renovate aici din fondurile proprii ale sindicatului care îl deține. Am avut discuție cu directorul lor de la Benesind și au spus că vor să continue și vor să reconcesionăm teren. Celelalte confederații n-au venit. Investiția este lăudabilă, dar numai pentru că este prima încazare după 30 de ani de totală lipsă de interes. Pensionarii care sunt trimiși însă aici cu bilete de tratament nu au acces la noile camere. Acestea sunt păstrate doar pentru turiștii plătitori și costă 180 de lei pe noapte. A fost renovat, dar nu pentru noi pensionari. Mâncarea e bunicică, nu putem să ne plângem, dar v-am zis, baia e sub orice critică. Nu prea au așa condiții nici pentru proceduri. Pe interneturile astea scrie de piscină, scrie, dar aici nu e ce scrie. Și în timpul liber ce faceți? Uite ce facem, nu vedeți? Administratorii hotelului au fost de acord să ne lase să filmăm, dar numai în camerele renovate. Noi mă rugăm așa, dacă încercăm să facem reclamă și publicitate puțin așa mai ascunsă, să ne mai scoate și pe noi din... Anonimat. Păi, nu anonimat. Hotelul are însă mai multe corpuri și nu toate sunt administrate de aceeași societate. Pe afară domnește pustiul. Acolo e o cofetărie, o alimentară și un restaurant. Și un sus la fel. Sunt ani de zile închise. De ce? Pentru că au preluat alte societăți care nu au vrut să mai deschidă. În timpul filmărilor, primarul din Voineasa a fost luat la rost de turiștii cazați la Lotru. Autobuzul finanțat de primărie îi lasă pe vizitatori, mulți dintre ei cu probleme de sănătate, la două stații de părtare, jos la baza dealului. Ei mi-au promis că vor urca. Da, adevărat. Că vor trebui de orarul. Știți cât am făcut până acolo, la spus jos pe cât? Cineva cine curăție. Cam mai mult. Dacă nu eram 10 persoane să plecăm, nu urcă sus. Nu vrea să urce. Doar fiecare legea lor aici. Altfel, întreaga zonă este un paradis. Aici s-ar putea face turism tot anul, vara în bazele de tratament cu apă termală, iar iarna la schi. La numai 40 de minute de mers cu mașina, la obârșia Lotrului, găsim cea mai nouă pârtie de schi din țară. Singura, de altfel, care poate funcționa până în luna mai, datorită poziționării pe versantul nordic ferit de căldură. Investiția de peste 140 de miliarde de lei ar fi mult mai rentabilă dacă stațiunea alăturată Voineasa, unde turiștii s-ar putea caza, nu ar mai sta cu lacătul pe ușă.